Pusă în funcțiune acum 25 de ani, uzina de ciment din Rezina a produs primul ciment la 30 decembrie 1985. Pachetul de control de acțiuni a fost achiziționat acum 14 ani de către grupul Lafarge, uzina beneficiind de un amplu program de modernizare, sporind intensiv capacitatea de producere. Cel mai mare producător de ciment din Republica Moldova, Lafarge Ciment Moldova, aduce pe piață cimenturi inovative și diferențiate și o gamă largă de soluții și servicii pentru clienții săi din industria construcțiilor. În același timp, Lafarge Moldova și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă, susținând conservarea resurselor naturale și protecția mediului ambient. Lansarea recentă a unui nou filtru de ultimă generație în uzina sa de la Rezina permite întreprinderii să devină una din cele mai eficiente din punct de vedere industrial și de mediu, aducându-o la cel mai înalt nivel al performanțelor de mediu în Europa. Pe lângă legislația existentă, Lafarge a dezvoltat standarde de mediu proprii, aplicate în cele 64 de țări în care este prezent grupul. Prin aceasta, grupul și-a luat angajamentul de a îmbunătăți performanța de mediu până în anul 2020. Sistemul de filtrare de ultima generație, lansat cu o investiție de circa 7 milioane de euro la Rezina, a permis uzinei să reducă emisiile aproape la zero, mult mai jos de normele europene. Ambiția noastră la Lafarge este de a demonstra că o instalație industrială nu semnifică un loc gri și murdar. Aceasta, instalația industrială poate contribui la crearea locurilor de muncă, produse util, cu un anturaj curat, bine întretenut și atent față de mediul înconjurător. La nivel de grup Lafarge, protecția mediului și conservarea resurselor naturale sunt componente cheie ale angajamentului Lafarge pentru dezvoltare durabilă. Suplimentar la legislație existentă, Lafarge a dezvoltat standarde de mediu proprii. Standardele de mediu exigente ale Lafarge sunt aplicate în cele 64 de țări în care este prezent grupul. Mai mult decât atât, grupul și-a luat angajamentul ferm de îmbunătățit performanța de mediu până în 2020. Astăzi, suntem aici pentru a inaugura un nou filtru de ultima generație instalat la coșul nostru principal. Este cel mai state-of-the-art sistem de capturare și reciclare a prafului produs de mai mult de 5.200 de tone de materiale care sunt prelucrate zilnic în acest cuptor. Apropo, acest cuptor este unul dintre cel mai mare din Europa. Această investiție a permis uzinei să reducă emisiile la aproape zero, mai jos de normele stricte europene. Acest lucru este destul de vizibil, cred. Este unul dintre cele 5 cele mai mari echipamente de acest tip din Europa și cel mai recent. Fabrica din Rezina, în Moldova, este acum una dintre cele mai bune din punct de vedere ecologic în acest sens, cu o valoare totală de aproape 7 milioane de euro. Această investiție reprezintă o parte semnificativă a rezultatelor noastre, mai mult de un an de profit. Dar acest uzina este aici pentru mai mult de un an. Avem în vedere ce acest uzina să fie aici performant și durabil pentru mai mult de 20 de ani. În ultimul an, Lafarge Moldova a implementat mai mult proiecte: construcția stației de epurare a apelor uzate în 2006, instalare un stație de monitorizare automată a calitate aerului în 2008, utilizare a învelopelor uzate drept combustibil alternativ în 2011,
dezvoltarea zonelor verzi în zi în jurul uzinei în 2012, instalarea unui nou sistem de desprafuire la silos de ciment în 2012 și acest și un analizorul de gaz la coșul principal în 2012. Ambiția noastră pentru fabrica de ciment din Rezina este de a atinge cel mai înalt nivelul de performanță industrial și cel mai înalt nivel de performanță de mediu. Motto nostru este o uzina verde, curată și fără accidente. Aceasta nu se poate obține doar prin efortul nostru, vom putea reuși inclusiv cu sprijinul dumneavoastră. De exemplu, programul nostru de combustibil alternativ. Astăzi, dezvoltarea acest program necesită o anumită evoluție a legislației Republicii Moldova. Pentru a încheia, această investiție este încă un pas întrepris de către Afaceri Moldova pentru a demonstra ce putem combina o performanță industrială mai bună cu o performanță ecologică mai bună. Este un drum care nu se termină niciodată, dar noi suntem foarte mulțumim și observăm ce ne mișcăm rapid cu determinare și rezultate pe acest drum. Protecția mediului și conservarea resurselor naturale sunt componentă cheie ale angajamentului la Farj pentru dezvoltarea durabilă. Compania implementează sistematic proiecte de modernizare și ajustare tehnologică a instalațiilor sale industriale din Rezina, cu scopul îmbunătățirii performanțelor de mediu. Doar în anul 2012, compania a investit peste jumătate de milion de euro în diverse proiecte ce au asigurat instalarea unui nou sistem de desprăfuire la silozurile de ciment, lansarea unui analizor de gaz la coșul principal al uzinei și crearea spațiilor verzi în uzină și în jurul ei. Potrivit autorităților de mediu din țara noastră, noul sistem de filtrare lansat în aprilie 2013 este cel mai mare și cel mai important proiect de mediu. Este un eveniment extraordinar de frumos, care se înscrie perfect în acea strategie a Comisiei Europene care a fost anunțată pentru anul 2013, anul calității aerului atmosferic. Este una din acele acțiuni concrete, iată, pe care le îndeplinește această companie, care vorbește despre acea responsabilitate a business-ului pentru mediul înconjurător, cât și pentru sănătatea umană, pentru acei care locuiesc în această regiune. Vreau să vă zic că Republica Moldova a declarat și ține acest curs pro-european și în cadrul strategiei Uniunii Europene pentru îmbunătățirea calității aerului, desigur că avem o serie de obiective pe care tindem să le atingem. Aș vrea să vorbesc despre patru din aceste obiective. În primul rând este să promovăm această calitate a aerului, să diminuăm acea influență negativă asupra acestei calități a aerului. În al doilea rând, să avem acea metodologie de analiză a calității aerului, care este bazată pe metode și indicatori care sunt conforme standardelor Uniunii Europene. Al treilea obiectiv ar fi să avem o informație adecvată despre calitatea aerului și să avem un acces liber la această informație pentru publicul larg și desigur că să menținem calitatea aerului acolo unde este conformă standardelor europene sau să îmbunătățim această calitate a aerului acolo unde nu ține de aceste standarde europene. Desigur că Ministerul Mediului are o legătură strânsă cu toți acei agenți economici care promovează acele tehnologii prietenoase mediului, care promovează acea politică prietenoasă mediului, acea politică și acea tehnologie care ține cont de sănătatea umană și de calitatea mediului înconjurător. Vă felicit pe toți dumneavoastră
și pe mine însumi ca ministru al mediului pentru acest frumos eveniment și îndemn agenții economici din Republica Moldova să urmeze acest frumos exemplu și să promoveze acea politică prietenoasă mediului pe care o merităm cu toții în această republică. Este vorba despre inaugurarea noului filtru cu saci. După cum a spus și domnul Uide Sambisi, unul dintre cele mai performante în Europa, ultimele tehnologii. În aplauzele dumneavoastră, martorii inaugurării acestui nou filtru de ultimă generație la uzina din Rezina confirmă alinierea companiei la cel mai înalt nivel al performanțelor de mediu și nu doar atât. Autoritățile locale, naționale și oficialii europeni consideră important ca evenimentul să înscrie în eforturile de a avansa cooperarea între Uniunea Europeană și Republica Moldova, efortul Lafarge Moldova fiind considerat unul dintre cele mai elocvente exemple de cooperare economică internațională. Depuis 14 ans, et je crois que c'est devenu un des meilleurs exemples, sinon le meilleur exemple de la coopération économique entre l'Union européenne et la Moldavie. La Farge se află în Moldova de acum de 14 ani și eu cred că el a devenit unul din cele mai bune exemple, sau poate chiar cel mai bun exemplu de cooperare internațională între Uniunea Europeană și Moldova. Il est devenu exemplaire pour démontrer ce qui est possible pour les compagnies européennes en Moldavie. Este un exemplu foarte elocvent pentru ceea ce înseamnă o companie europeană în Republica Moldova. Beaucoup plus simple, beaucoup mieux. Je crois que c'est un exemple excellent afin de démontrer que même dans le secteur de l'environnement, les choses bougent en Moldavie. Dar acest exemplu al Lafarge cu investiții de 7 milioane de dolari, de euro, deci este un exemplu foarte elocvent în sensul că lucrurile pot fi făcute în domeniul mediului și că pot să avanseze înainte. Le nouveau système de filtre va améliorer le travail pour les ouvriers, mais il va améliorer aussi le climat, la qualité d'air dans la ville de Rezina et l'environ. Acest sistem de filtre va îmbunătăți nu numai calitatea vieții a locuitorilor din Rezina, dar și, în general, situația în domeniul mediului din Moldova. L'innovation de ce nouveau système de filtre aujourd'hui à la Farge fait partie en fait du nouveau développement en général entre la Moldavie et l'Union européenne. Inaugurarea acestui nou sistem de filtre face parte din o cooperare care există între Uniunea Europeană și Moldova. Comme vous le savez, les négociations pour un nouvel accord d'association entre l'Union européenne et la Moldavie sont presque finies. După cum dumneavoastră știți prea bine, negocierile privind semnarea unui nou acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană aproape că au luat sfârșit. Une fois quand l'accord sera signé, ça va offrir beaucoup plus de possibilités pour des compagnies moldaves, mais aussi pour des compagnies européennes comme Lafarge ici en Moldavie pour faire même plus de business que jusqu'à maintenant. Și odată ce acest document va fi semnat, el va oferi o posibilitate extraordinară mai multor companii moldovene să se promoveze în exterior, dar și alte companii străine să fie prezente aici în Moldova. J'aimerais conclure en félicitant la compagnie Lafarge, monsieur le directeur général, pour l'investissement excellent. Et j'aimerais nous tous féliciter parce que c'est un excellent exemple que les relations entre la Moldavie et l'Union européenne, dans ce cas avec une compagnie française, deviennent de plus en plus étroites. Eu aș vrea să felicit, să încheie discursul meu și să felicit compania Lafarge și domnul director general pentru această excelentă investiție care este o dovadă în plus a avansării colaborării dintre Uniunea Europeană și Moldova. Vreau vous dire que Lafarge n'est pas n'importe quelle société. Vreau în primul rând să vă spun că Lafarge nu este o oricare societate singură. C'est une société qui a une forte personnalité, qui a une image très forte, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde. Este o companie, o societate care are o personalitate foarte puternică și care are o imagine foarte bună în Franța, dar și peste tot.
Lafarge est le premier producteur de ciment dans le monde. Lafarge est le premier producteur de ciment dans le monde. Implanté dans 64 pays. Présente en 64 pays. C'est bien sûr une multinationale, mais qui a aussi une partie de son cœur en France et également en Moldavie. Este desigur o companie multinațională, dar care își are inima în Franța și o parte a dusă-și aici în Moldova. Comme vous l'avez vu, c'est une société responsable. După cum ați putut descoperi, este o societate care dă dovadă de multă responsabilitate. Une société qui investit beaucoup dans la recherche, dans l'innovation. Care investește foarte mult în cercetare, în tot ceea ce este inovare. Dans la protection de l'environnement. Și în protecția mediului. Lafarge n'est pas une société comme une autre, car son activité est au cœur de nos sociétés modernes. Deci, Lafarge nu este o companie ca și altele, pentru că ea se află, de fapt, în centrul atenției noastre. Elle est au cœur de la construction de nos villes, de la construction de nos bâtiments, de la construction de nos infrastructures. Ea se află în centrul a tot ce ține de construcții, de construcții de orașe și de mediu. Nous pensons que le processus de rapprochement de l'Union européenne et de la Moldavie qui a été évoqué par mon collègue de l'Union européenne. Eu cred că procesul de apropiere a Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, proces care a fost evocat și de colegul de la Uniunea Europeană. Ce processus permettra aux entreprises, qu'elles soient étrangères ou moldaves, de se développer dans les mêmes conditions que celles rencontrées dans l'Union européenne. Va permite acest proces ca societățile moldovenești, ca companiile moldovenești să se dezvolte în același ritm ca și cele europene. Înlocuirea electrofiltrelor vechi cu un filtru cu saci a durat peste jumătate de an, implicând peste 200 de persoane de 10 naționalități diferite, care au muncit timp de 2 milioane de ore. Leonid Lupan muncește de 30 de ani pe șantierul uzinei din Rezina. Omul a avut de-a lungul anilor mai multe responsabilități, acum fiind responsabil de securitatea echipelor de personal. Acum este mândru că zona industrială unde muncește alături de colegi arată ca un parc verde cu aer curat. Odată cu schimbarea filtrului nou s-a schimbat multă uzină, mult, foarte mult. Deci aerul a devenit cu mult mai curat, cu mult mai o uzină sigură, verde, curată. Da? Puteți să vedeți dumneavoastră singură. Acum lucrează uzina, lucrează, dar coșul de fum nu prăfuiește. Deci este un conținut foarte mic de emisii în atmosferă. Și locuitorii satelor adiacente au simțit diferența între calitatea aerului din preajma uzinei după lansarea noului sistem de filtrare. Potrivit administrației uzinei, către acest moment, emisiile de praf la coșul principal au fost micșorate de 10 ori. Primarul uneia dintre cele mai apropiate comunități de aici, satul Mateuți, recunoaște că uneori sătenii și dânsul personal nu pot sesiza dacă uzina funcționează ori staționează. Deci după instalarea filtrelor de către Lafarge Ciment Moldova, situația s-a schimbat dramatic în sens pozitiv, prin aceea că practic noi astăzi nu mai sesizăm uzina funcționează sau nu funcționează. Dacă până la instalarea filtrelor procesul tehnologic era urmărit prin praful care ieșea din țavă, astăzi noi nu putem să spunem uzina este în lucru sau nu este în lucru. Respectiv, calitatea filtrului instalat la uzină este una destul de bună. Din spusele funcționarilor de la Lafarge am înțeles că este de standard european. Respectiv, și aici la noi în zonă, la Rezina, putem spune că datorită Lafarge Ciment Moldova, avem instalate niște filtre de calitate superioară, de calitate europeană, care ne asigură niște condiții de mediu destul de bune. La fața locului se văd faptele, adică nu este necesar de a mai explica situația dată, fiindcă ea se vede singur de la sine, că lucrurile decurg normal și emisiile în atmosferă nu mai sunt. Praf, sigur că este, dar asta nu înseamnă că vine praful din țava de producere, de prelucrare a materiei prime pentru ciment, fiindcă nimeni nu poate spune lucrul ăsta deoarece el nu iese. Și eu de aia am spus că nu mai este necesar ca să explicăm oamenilor situația în cauză. Eu, printre altele, am spus că Lafarge Ciment Moldova în permanență a fost alături de noi, a sprijinit comunitățile și
pe de o parte ne-am bucurat nespus de mult pentru calitatea care au investit-o, dar pe de altă parte stăm cu un sentiment că putem să mai răcim puțin relațiile pe care le aveam cu Lafarge, în sensul că nu vom mai avea probabil sprijinul din partea lor, cu toate că dumnealor ne-au asigurat că, indiferent de atitudinea lor față de performanțele pe care le ating la capitolul respectiv, sprijinul lor în continuare pentru comunitățile adiacente va fi acel care a fost pe timpuri. Adică ei nu fug de la responsabilitățile pe care le au în zona respectivă. Și ne-au dat asigurări și suntem trăim cu speranța că sprijinul lor va rămâne și în continuare așa cum este. Calitatea mediului pe primul loc și sprijinul comunităților din zonă rămâne la locul lui așa cum a fost până acum. Dacă până la instalarea filtrelor aveam în permanență apeluri telefonice în perioada de noapte, în perioada de dimineață, astăzi pot să vă spun că din martie, de când a fost instalat filtrul, practic nu pot să spui lucrul ăsta, fiindcă apeluri telefonice nu mai sunt și oamenii nu pot invoca așa ceva. Suntem la una dintre cele mai mari întreprinderi și dumneavoastră singuri observați că este un aer curat, un aer proaspăt, nu se simte acest praf care de obicei, cu părere de rău, există încă la foarte mulți agenți economici în foarte multe produceri, prafă care este unul dintre poluanții calității aerului atmosferic. La Lafarge, pe parcursul acestor ani, mai ales ultimii 3 ani, au făcut investiții serioase, solide, așa cum am zis, de circa 7 milioane euro în acele filtre care dă dovadă, desigur, că de o responsabilitate socială înaltă a acestei companii. Când noi vorbim despre dezvoltarea durabilă, nu este altceva decât utilizarea durabilă a resurselor naturale pentru ca să ne îndestulăm prezentul nostru, dar fără a compromite viitorul și fără a compromite acele criterii ale mediului, fără de care nu putem să vorbim despre o calitate a vieții pentru fiecare din noi. Lafarge a dezvoltat o experiență bogată în utilizarea combustibililor alternativi. Această inițiativă a fost recunoscută de către Comisia Europeană ca un bun exemplu de optimizare a managementului resurselor naturale. Utilizarea anvelopelor la uzina de ciment din Rezina se face prin intermediul instalațiilor sale existente și nu are niciun impact asupra mediului și a calității cimentului. Calitatea aerului este menținută și măsurată prin intermediul unei monitorizări permanente, iar emisiile sunt măsurate în mod regulat și raportate către instituțiile guvernamentale de supraveghere, Ministerul Mediului și Inspectoratul Ecologic de Stat. Desigur că aici avem o mică problemă, este vorba despre articolul 20. Articolul 20 din legea cu privire la deșeuri care prevede incinerarea. Acest articol 20 a existat în legea cu privire la deșeuri din 1997 până în 2009 și atât din 2010 până în 2013 ne chinuim cu Comisia de Mediu și Schimbări Climatice, mai bine zis cu opoziția comunistă care nu vrea să reîntoarcem acest articol 20 care ar prevedea că în Republica Moldova incinerarea deșeurilor poate să aibă loc. Având acest articol, desigur că Ministerul Mediului ar fi obligat să elaboreze un regulament special pentru astfel de incinerări și atunci Lafarge ar fi avut nu o autorizație vremelnică, dar o autorizație permanentă care i-ar permite, desigur că, să utilizeze deșeurile ca produs pentru co-incinerare, să zicem 10 până la 20% din acel combustibil pe care îl folosește. Am avea pur și simplu o posibilitate ca aceste deșeuri să nu fie aruncate peste tot, dar să fie aici co-incinerate, iar având aceste sisteme de filtre și sisteme de control, monitorizare online a acelor emisii în aerul atmosferic, am fi sigur că aceasta se face sub un control riguros, atât din partea companiei, cât și din partea structurilor de mediu din teritoriu. Administrația companiei are ușile deschise pentru mass media și cetățenii care au unele dubii și vor să cunoască detalii despre impactul activității uzinei asupra mediului. Сколько держим на питании? 400. Хорошо.
Sala de comandă, așa se numește spațiul care este considerat de angajați inima și creierul uzinei. Aici, în cel mai important loc pentru echipă, administrația uzinei a preferat să ofere răspuns întrebărilor jurnaliștilor televiziunii Elita, dar și telespectatorilor acestui post. Care este sensul de a angaja specialiști străini, să zicem, când se poate de angajat persoane de pe loc, specialiști locali? Trăim în regina orașului așa de mic, avem apă, avem năsip, avem ciment, uzina de ciment la noi. Dar uitați-vă și drumuri, uitați-vă și căs avem noi. Oare chiar nu se poate făcut o leac de ordine? Când ar să fac și drumul? Când ar să participe la finanțare? Să nu fie colb, să nu fie ciment, să pătrundă prin toate găurile. Mai multe locuri de lucru îți dai. Să băi mașini să mă niezele pe centru zis. Pentru că asfalt lămăie drumul. Să nu poluiez azi, să mai iei măsuri, că mă aud la noi, la pădurea, de acolo, Doamne ferește, când vine câte de un fum alb, cum parcă este. Și tot, noi, dar mă uit câte kilometri noi și tot simțim aici lucru, da, aici? Când vă gândiți ca să reparați drumul, pentru că este praf și dumneavoastră mergeți cu camioane mari, cu tunaj mare și s-a distrus de tot. Potrivit administrației uzinei, deseori cetățenii nu fac o distincție între obligația autorităților statului și responsabilitatea companiilor private, solicitându-le lor ceea ce de fapt ar trebui să ceară de la primărie. În primul rând, bineveniți la noi. Sunt foarte bucuros să fie aici. Scuze pentru cunoștere mine din limba română nu sunt exact total și poate să fie util să fie traducere în timp. Acest proiect este foarte important. Este un proiect mare, cred că a fost proiect cel mai mare din ultimii 3-4 ani în această uzină. Sunt un proiect de mai mult de 7 milioane de euro. Știți că la Farge este în rezina mai mult de 13 de ani și a investit mai mult de 50 milioane de euro. Și specific, este proiect este specific de ce este un proiect numai pentru mediu. Pentru să fie o uzină mai respectuos din mediul ambient. Și acum se vede, avem pornit cuptor la început de luna martie și se vede, este, cred că este foarte spectacular, se vede la stack, la coș principal, avem, nu se vede praf. Și acest sistem este foarte impresionant și foarte, foarte util. De ce este specific, de ce este important, de ce noi avem eligem să facem acest tip de investiție? Eligem să facem acest tip de investiție, de ce avem o credere pentru viitor? Este o investiție pentru 20 de ani pentru acest fabricant. Și această investiție significa noi aici, în Azina, credem să fie posibil, să fie activ și să fie competitiv și să fie respectuos din mediul ambient, nu pentru numai 6 luni, dar pentru mai mult de 10 ani sau 20 de ani. Cred că este un semnal foarte pozitiv pentru noi, pentru tot angajați din la Farge și la fel pentru tot comunitate. Se vede este o uzină performantă, o uzină cu multe locuri de muncă, cu oportunitate de dezvoltare pentru toți și oportunitate de creștere economic pentru comunitate și un creștere ce se face respectuos din mediul ambient. Și acest proiect cred că este un semnal foarte pozitiv de speranță pentru viitor.
Ce înseamnă acest nou sistem pentru uzină și care va fi impactul pentru cetățenii care locuiesc în preajma uzinii? Impactul pentru... scuzați. Care vor fi efectele acestui proiect? Efectele principale se vede, cred că se vede foarte mult. Acum la coș principal nu se vede nimic aproximativ. Cu acest tip de echipament este posibil să reduc nivelul de praf la coș principal de o manieră extraordinară. Și acest praf este clar că nu este binevenit la noi și pentru comunitate. Și este o uzină mai curată, este o regiune mai curată și sunt condiții de viață mai bine. Deci, respectiv și pentru localitățile învecinate. Am discutat și cu primarii din satele vecine care ne-au spus că, deși anterior aveau sunete și ziua și noaptea, uneori cetățenii sunau și întrebau ce se întâmplă, mai veneau un nor și de la Râbniță și unul de la Rezina. Acum ei nu-și pot da seama dacă funcționează sau nu uzina. Aici aș vrea ca să explicăm cetățenilor cum funcționează acest sistem. Deci ce am avut noi până acum și ce avem începând din luna martie aici la uzină. Okay. So, cred că doamna Ana va fi mai... mai bine pentru acest un mic cuvânt de introducere. Această întrebare de noapte și zi este în toată lumea. A fost la Franța, doamna Ana a fost la Spania, este similar. Este o credință de ce noi facem diferit de noapte și de zi. Acest nu este adevărat. Pentru noi, ce este mai interesant, ce este obiectiv mine, ce este obiectiv din Ana, este obiectiv de toți producție, este să fie mai stabil posibil. Și stabil este să fie constant. Constant fiecare zi, fiecare oră, să fie similar, exact similar. Deci ce se întâmplă ziua, de fapt se întâmplă și noaptea. Nu există alte Nu există diferența. Cred că sunt condiții atmosferic diferite de meteo, de zi, de noapte, condiții de light, temperatura, dar alte nu este diferit. Vreau să ne spuneți, de fapt, ce am avut până acum ca și sistem de filtrare la această uzină și ce avem începând cu acest proiect, ca să înțeleagă oamenii ce este nou, de fapt. Я прекрасно понимаю тех людей, которые звонили и утром, и в обед, и ночью, потому что именно я получала все эти звонки. Мы пытались ответить и объяснить людям, что случилось. И самое частое объяснение было, это какая-либо техническая неисправность, потому что предыдущие фильтра могли работать в более-менее нормальном режиме только при абсолютно стабильном процессе. Но поскольку ничего не бывает идеальным, были технические сбои, и в этом случае, конечно, фильтра, а их было 4, не справлялись со своей функцией. Чем лучше этот фильтр? Во-первых, он заменил 4 предыдущих, теперь он один. Он полностью автоматизирован. Он может работать в любых условиях, вне зависимости от того, работает оборудование или не работает оборудование какое-либо. Связано ли это с технической неполадкой или изменением температуры или других параметров производства. Наверное, вот именно сейчас мы, как руководство и все рабочие этого завода, мы счастливы, потому что мы можем смело смотреть людям в глаза от того, что абсолютно никаких эмиссий с нашей трубы, тех, которые были ранее, не увидит, я надеюсь, никто и больше никогда. На сегодняшний день мы можем сказать, для стабильного режима работы мы в десятки сократили раз выбросы пыли. Но при каком-либо сбое, когда случался, то мы не то что мы в тысячи раз сократили выбросы пыли. На сегодняшний день нормальный режим работы, согласно контракту, он должен обеспечивать 30 миллиграмм пыли на нормальный метр кубический. Мы сегодня добились 9 миллиграмм на нормальный метр кубический, который контролируется абсолютно ежесекундно оператором, который ведет процесс и который знает, что ему нужно делать и как оптимизировать работу фильтра для того, чтобы всегда сохранять эти параметры в установленных пределах. Если
Как оно работает? Значит, предыдущие фильтра, вот техническое немножко как бы отступление, предыдущие фильтра это были электрофильтра. Они работали при помощи электроэнергии, да, и осаждалась пыль при помощи электричества. Данный фильтр – это рукавный фильтр. В этом случае газы проходят через фильтр, осаждаются в матерчатых, как можно сказать, мешках, рукавах, что намного эффективнее и который позволяет его использовать именно в любых режимах. Вот это основная большая разница между тем, что это абсолютно разные типы фильтров. Если электрофильтра, они очень, как сказать, придирчивые к работе, то эти фильтра намного проще в обслуживании, они намного эффективнее, и подобных фильтров в Европе, наверное, не превышает более 5. Потому что вы можете представить, да, что один фильтр заменяет 4 предыдущих. Я не думаю, что, углубляясь в детали, как работает именно сам фильтр, единственное, это происходит фильтрация через ткань, и вся пыль, которая осаждается, возвращается обратно в процесс, а очищенные газы, полностью проходя эту ткань, выходят своего рода пылесос большой. Да, примерно, да, можно так вот очень грубо, если сравнить, то это похоже, может быть, да. Там тоже мешки, тоже отходящий газ. Ну, чудо, да, если se poate să fie util, dar acest cuptor este un din cuptor mai mare din Europa. Este cel mai mare sau unul dintre cele mai mari? Din grupul la Lafarge este mai mare cuptor. Și avem o cantitate de materiale ce este prelucrate, este aproximativ mai mult de 5.000 de tone fiecare zi. Și pentru filtrare, tot praf ce este în acest sistem, avem nevoie de un sistem foarte performant. Și acest tip de sistem este din Europa, sunt nu între din 5 mai mare sisteme de acest tip din Europa pentru filtrare. Și este cel mai recent. Și este puțin extraordinar. Se vede, nu este, nu se vede, nu este foarte, foarte mic praf. Și 5.000 de tone de materiale fiecare zi este mult. Fiecare ore este mai mult de 100 de tone și filtrare total și total să fie filtrat și reciclat în sistem, este un sistem foarte interesant. Ce a costat uzina ca și efort? Ce efort s-a depus pentru a ajunge la acest sistem, dacă este unul dintre cele mai din Europa? Да, этот проект он был уникальный тем, что вы знаете, что работа цементного завода в это время, во время кризиса, может быть, она сезонная. И больше времени мы, конечно, работаем с марта по октябрь. Поэтому остановить завод в более комфортабельное время для того, чтобы произвести такую большую инвестицию, у нас не было. Поэтому она пришлась на зимние месяцы, что было достаточно сложно. И у нас было всего 5 месяцев для того, чтобы выполнить этот проект. Это был большой вызов нам. И я думаю, что мы вот сейчас уже успешно справились. Но было вовлечено очень много людей в выполнение этого проекта. Работало более 200 человек. Работали в 3 смены и днем, и вечером, и ночью. Это заняло 5 месяцев. Были вовлечены люди разных профессий, разные категории. Был на счету каждый человек. И оборудование тоже, которое было выбрано для этого именно проекта, оно было выбрано только из лучших мировых производителей. Перед тем, как начать строительство этого фильтра, около 2 лет шло согласование этого проекта, где утверждались, какой он должен быть, какая его наилучшая эффективность, кто может быть потенциальным поставщиком именно оборудования, потому что это должно было быть обязательно надежные и известные фирмы. И после длительных переговоров и утверждений были выбраны фирмы, это около 5 различных стран производителей. Основной
производитель и сборщик это является фирма Дания ФС Смит, которая контролировала как бы установку своего оборудования. Ну, по чьи критерии у вас селектат фурнизор? Качество, сроки и надежность. Administrația Uzinei de mai mult timp pune accentul și pe lărgirea volumului resurselor alternative de combustibil folosit, de cauciucuri și alte. În ce măsură modernizarea sistemului de filtrare va permite să fie folosire mai largă a altor resurse alternative? Okay. Cred că avem nevoie să fie clar. Nu este un grație între acest proiect de filtru și acest tip de combustibil. Este un obiectiv comun, dar nu este o relație directă. Acest filtru este pentru praf și praf este praf din materiale ce avem ce sunt necesar pentru ciment. Și este calcar, este pietriș și este praf. Și combustibil este alt subiect, total diferit. Și acum envelopele nu este un combustibil tradițional, dar pentru un cuptor mare ce avem aici și cu temperatura foarte, foarte înaltă, mai mult de 1500 de grade, acest tip de combustibil este foarte bine. Deci este quasi mai bine ce carbone. Și pentru noi este interesant de ce în Moldova nu este carbone, nu este gaz, și dar sunt envelopele uzate. Și e foarte util și interesant să fie utilizat în acest cuptor, ce să fie, dumped, thrown away. Și să fie arugate in the countryside, in peisaj, unde nu este foarte frumos. Cred că este un proiect interesant și un proiect binevenit pentru mediu. Și acest proiect de filtru este la fel, este un proiect binevenit pentru mediu. De acest punct de vedere, acest tip de proiect este un obiectiv comun de să fie mai bine pentru mediu. Dar nu este relație... Nu e neapărat o legătură între ei. În ce măsură investițiile pe care le-ați făcut în acest nou sistem de filtrare va permite, nu știu, diminuarea prețului sau va aduce favoruri acestei uzine? Acest proiect este 100% pentru mediu. Nu va fi posibil să fie mai ieftin pentru noi costuri de producere. Este un proiect pentru 20 de ani, va fi amortizat pentru 20 de ani. Cred că pentru noi se fi important, nu va fi un impact significativ în preț și în costuri de ciment. Este foarte important. Avem nevoie să fie competitiv, avem nevoie să fie respectuos din mediu, dar avem nevoie să fie foarte competitiv, deci este o competiție foarte intens și pentru să fie competitiv avem nevoie să fie ingenios, pentru să fie mai calitativ, să fie mai bine organizat și avem o performanță industrială mai bine. Și este obiectiv de Nana fiecare zi și obiectiv mine să fie mai competitiv. Deci dacă suntem mai competitivi, este posibil să fac acest tip de investiție pentru mediu. Și credibilitate din partea comunităților. Da, cred că este acest tip de proiect este un semnal foarte, foarte util pentru îmbunătățire relație între comunitate. Și noi avem nevoie de comunitate. Comunitate cred că sunt foarte plăcut. Este un agent economic aici. Acest tip de proiect nu este puțin mare, este extraordinar.
avem nevoie să fie, să fie plăcut când este un proiect așa și da, să fie, este un semnal foarte pozitiv pentru viitor, pentru toți. Am discutat cu primari și cu cetățeni chiar și astăzi am discutat și deja n-am mai auzit chiar pretenții pe care le auzeam anterior, deși nu toate erau fondate, dar astăzi am auzit așa o deschidere totală, ba mai mult. Unul din primari spunea că uite, nu știu dacă vor mai continua să ne susțină cu proiectele astea sociale. Odată și odată ce au lansat acest sistem de filtrare și chiar nu ne deranjează cu nimic și nu știu, de asta vreau să vă întreb. Sigur că aveți și alte planuri ambițioase pentru viitor ca și companie. Uh-huh. Și vreau să ne spuneți care sunt aceste planuri pentru viitor, inclusiv proiectele sociale, pentru că asta interesează în primul rând pe cetățenii din comunități, dacă vor fi acestea continuate sau criza a dat de știre și asupra. Da, proiectele sociale sunt va fi continuare, dar pentru mine nu este ce este mai important. Ce este mai important este că avem o uzină competitivă cu locuri de muncă și proiecte sociale sunt și va fi continuare în discuție cu primaria și comunitate pentru cum se poate să fie puțin îmbunătățire când noi avem posibilitate. Dar cred că avem nevoie să fie clar, sunt responsabilitatea noastră și noi avem nevoie să fim foarte atentivi și sunt responsabili și sunt responsabilitate din, din autoritate și responsabilitate din Moldova din, din ce nu sunt la noi. Este important să nu se facem zi. Da, este important de ce sunt persoane ce sunt responsabil pentru un tip de, de subiect și sunt alt. Deseori cetățenii confundă obligativitatea statului de a asigura niște drumuri calitative folosind impozitele pe care le primește de la agenții. Da, obiectivul mine este creștere vânzări din această uzină. Este, suntem un producător foarte cunoscut în Moldova și dacă se poate în Ucraina de ciment și de materiale de construcție și suntem un întreprindere recunoscut și util pentru tot Moldova pentru soluție de construcție inovativ pentru să fie mai ușor cu materiale de construcție pentru soluție mai ieftin, mai calitativ pentru fiecare oameni ce dorește să facă casa o, pentru oraș, pentru drum. Aceasta este responsabilitatea noastră. Este clar. Și dacă avem succes, va fi mai mult vânzări, va fi, sperăm, mai mult profit și avem nevoie de profit pentru, pentru mai mult investiție și va fi mai mult tax, ce se zice? Impozit. Și impozit cred că este bine pentru, pentru stat și este responsabilitatea din stat cum se folosește acest, acest ban. O discuție cu, pe care am avut-o cu telespectatorii, cu cetățenii din, din Rezina. Și de-aia vă întrebam despre relația, cum ați stabilit-o pe, peste ani. Pentru că ei de fiecare dată vin cu niște pretenții. Vrem noi sau nu vrem, dar omul când mai e și sărac are și mai multe pretenții. Aici o întrebare care a rămas de, de fiecare dată și astăzi mai persistă este cetățenii se întreabă de ce, ar, de ce e și normal că este, vă privește și decideți aici, dar ei se întreabă de ce prioritate au specialiștii din străinătate și nu șomerii care caută un loc de lucru aici la Rezina. Că va fi un mic cuvânt din partea mine și cred că se poate să fie mai util dacă Ana... Aici suntem aproximativ angajat la Farge, sunt cred că 280 persoane
și suntem trei ce nu sunt moldovenești, inclusiv mine, nu sunt un francez și două românei. Sunt foarte plăcut și avem în Lafarge, în grupul Lafarge, avem o politică de promovare și în toate lume. Și sunt moldovanești ce ați început lucru aici și acum lucrăm în Ucraina, acum lucrați la Austria, la Viena, acum lucrați în Serbia și se poate să fie mai mult în viitor. Acum avem 3-4 moldovanești din Rezina ce lucrați în alte țare și avem 3 străini ce lucrați aici. Și îmi pare acest schimb de experiență între țare este foarte util. Ce se poate să fie util, deci mult oameni, și va fi util Ana să explică puțin, a fost posibil oameni de aici să fie training, instruit la România, Ana a fost la Franța, a fost și respectiv noi venim aici. Și acest schimb de experiență este foarte util. Acum sunt foarte plăcut când noi suntem capabili să implementăm ce este mai bine din lume aici și sunt foarte plăcut când sunt ideea de aici ce sunt implementate în toate lume, deci sunt persoane ce vineți aici și vedem okay, ce se face aici în Rezina este foarte bine. Deci, vreau să precizez, deci peste 200 de angajați, dintre 280, care... 280, da. Am văzut și 300, dar... 280, dintre care... 3. Numai 3 sunt străini? Da. Și restul? Și eu și 2 români. Și restul sunt moldovenești. Da. Sunt mai mult de 300 de contractanți. Dacă noi lucrăm cu mult compania de transport, compania de reparație, maintenanță și majoritatea sunt moldovanești și adevărat sunt lucru foarte specific, tehnologic, unde avem nevoie de o expertiză din nivel mondial. Și acum nu sunt moldovanești, dar cred că este așa. Voi fi foarte plăcut dacă sunt mai mult furnizori din Moldova, dar este așa. Așa. Deci, și întrebarea cealaltă care era despre Ciorna și Țahnuț, deja practic ne-a spus. Cred că se poate să fie interesant dacă Ana explicat puțin cum merge cu schimbare de... Da, я на что хотела бы обратить внимание, что я не знаю другой компании такой, как Lafarge, которая бы вкладывала больше в людей, в их развитие и обучение, чем Lafarge. На сегодняшний день практически нет человека, который бы от рабочего до директора, который бы не проходил ежегодно какие-нибудь тренинги и обучение. На сегодняшний день мы очень активно работаем именно с рабочими, развивая их, создавая для них какие-то планы по развитию. И то, что вовлечены и во время набора людей, когда у нас есть вакантные места, мы предпочтение даем однозначно людям, которые рождены, работают, учились и являются гражданами Молдовы, потому что они легко адаптируются и они росли, у них та же культура, тот же менталитет. Но это не всегда, это идеально как бы в большинстве случаев, но иногда очень важно посмотреть извне, другими глазами на ситуацию, которая происходит у себя дома. Да? Я имела возможность посетить и заводы Франции, и заводы Австрии, и заводы Испании буквально в этом месяце. И действительно видят, казалось бы, мы достигли здесь многого, мы много сделали, и
Но что же еще можно после визита в другую страну, на другой завод? Ты понимаешь, что есть огромный резерв, который ты должен еще сделать и улучшить. И вот это изменение понимания и видения, это очень помогает. Это определенный драйв, который позволяет нам расти дальше и дальше, не останавливаясь на достигнутом. Поэтому мы стараемся улучшить и рабочие места, мы пытаемся улучшить социальные условия, мы пытаемся поднять уровень наших рабочих на определенный уровень. Мы делаем очень много работы, проведя анализ между другими заводами, как можно все-таки, которые, но с другой стороны, мы помогаем и другим заводам, как, например, в России, поднять их уровень нашими специалистами. Это идет обмен не только мы узнаем, мы еще и отдаем и другим, да, мы еще и делимся опытом. Я считаю, что это большой плюс, нежели минус. Rămâne să vă felicit doar pentru această realizare enormă pe care ați reușit-o. Și, într-adevăr, se simte și când mergi în alte regiuni, sunt jurnalist de profesie și discut cu mai mulți jurnaliști și ei chiar ne invidiază. Uite, aveți acolo așa o uzină la farș. Probabil că aveți atâta de lucru cu ei, deși mai este loc pentru o colaborare între jurnaliștii de la Rezina și cu compania. Deci rămâne într-adevăr să ne mândrim doar că avem niște performanțe atât de înalte aici la care s-a ajuns. Mi-amintesc că cu peste 10 ani în urmă era un început foarte nevoios, lumea nu înțelegea, cetățenii aveau foarte multe pretenții, autoritățile și ei așteptau să câștige și ei cum pot din asta. Dar acum am ajuns practic să simțim și pe buget cum funcționează această companie, să simțim și pe mediu deja și ca și dezvoltare regională, pentru că spre asta merge toate eforturile pe care le-a făcut compania Lafarge aici la Rezina, au fost majoritatea în scopul dezvoltării regionale, ca să asigure un viitor, mai ales vorbim de 20 de ani, fără grijă pentru emisii și praful pe care... Da, și sunt de acord. Și rezultate din viitor sunt rezultate din efort. Efort ce facem azi. Sunt multe efort ce ați făcut echipa din Lafarge, din Rezina, în ultima an și se vede rezult azi. Și pentru să fii sigur, să fii competitiv și să fii activ în viitor, avem nevoie să continuăm. Este așa. Și este bine așa. Este bine, cred că suntem gata, sunt challenge, dar este bine așa. Dacă acum peste 10 ani angajații uzinei din Rezina însușeau noi standarde profesionale și de abordare a managementului resurselor umane, a timpului și a altor indicatori de performanță, acum personalul companiei din Rezina transmite experiența acumulată specialiștilor care produc ciment în alte țări ale lumii. Personal pentru mine, cred, și pentru alți colegi de mei, fiind membru al echipei Lafarge, Rezina sau întreg Lafarge, mai întâi toate înseamnă a activa, a lucra într-un sistem foarte bine pus la punct, din punct de vedere ca conducere, din punct de vedere ca mediu și ca multe alte activități care sunt aici, cum este gestionarea de stocuri, gestionarea de posibilități a altor colegi de la noi, din Rezina. Totodată, lucrând în Lafarge, singur companie Lafarge, ai posibilități de a te dezvolta multilateral. Nu numai ce înseamnă din punct de vedere specific industrial pe industria de ciment, dar și ca de a fi foarte un profesionist foarte bun în cadrul organizațiilor lucrărilor, ce înseamnă managementul proceselor de lucru, managementul cu oamenii, managementul lucrărilor organizării în situații de critice. Totodată, Lafarge îți oferă o bună posibilitate de a te dezvolta pe plan profesionist. Aceasta înseamnă mai întâi de toate o dezvoltare
teoretică, da? Tot ce înseamnă o bază de date foarte bine structurată și foarte bine orientată direct pe procesul de producere a cimentului. Plus la aceasta avem o posibilitate de schimbare de bune practici între alte uzini și alte țări ale familiei noastre Lafarge. Avem schimburi de bune practici, deci noi plecăm în alte uzini unde aducem cunoștințele noastre, ceea ce noi facem aici, dăm posibilitatea ca alții toți să cunoască, să poată implementa și la ei în uzini, ca să avem performanță bune în tot Lafarge, nu numai într-o uzină sau într-o țară. În ultimii 14 ani, de când este prezent în Moldova, Lafarge a investit aproape 50 de milioane de euro pentru modernizarea uzinei. În prezent, compania are 283 de angajați în uzina Rezina și în centrul de testare a betoanelor în Chișinău. Lafarge este lider pe piața cimentului din Moldova. Lafarge Moldova și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă, susținând conservarea resurselor naturale și protecția mediului ambiant.